Datorită dispersiei geografice la scara întregii planete, piața Forex are o durată de funcționare continuă de luni până vineri și se datorează creierii a 4 sesiuni de tranzacționare. Luând în considerație faptul că cele mai multe operațiuni se efectuează între bănci, cele mai mari fluctuații ale prețurilor au loc în cadrul orelor de funcționare ale acestora. Și haideți acum împreună să vedem care sunt cele 4 sesiuni de tranzacționare. În primul rând, piața Forex își începe activitatea cu deschiderea primilor bănci din sesiunea asiatică și vorbim anume de orele de la orele 1 până la orele 9 dimineața. Urmează sesiunea europeană, unde piața sau băncile își încep activitatea de la orele 9 dimineața și durează până la orele 18. Sesiunea americană, unde piața se deschide la orele 15 și este activă până la orele 24.00. Și mai este o sesiune care se consideră a fi mai pasivă, este numită pacifică sau oceanică. Aici deja băncile sunt active de la orele 24.00 până la orele 8 dimineața. De regulă, prețurile înregistrează mișcări sau fluctuații mai mari atunci când două din aceste sesiuni se suprapun una asupra celelalte. Și asta are loc anume când se întâlnește sesiunea europeană și sesiunea americană. Vorbim de intervalul de ore de la orele 15 până la orele 18. Aici se consideră că prețul poate să atingă prețurile și maxime și minime, chiar dacă traderii au deschise tranzacții de dimineață, de exemplu, tranzacțiile pot să fie închise chiar în acest interval de ore.